Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Se spune că ceea ce observăm prima dată la un om sunt ochii. Ne place de acel om în momentul în care ne plac ochii lui. Și este foarte important ca de-a lungul vieții, din copilărie până la bătrânețe, să avem grijă de privirea noastră. Invitata mea de astăzi este doamna dr. Livia Davidescu, medic primar oftalmolog, doctor în științe medicale. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a sta alături de dumneavoastră. E onoare! O onoare este și pentru noi și o oportunitate să aflăm când trebuie să mergem la medicul oftalmolog fără a avea absolut niciun simptom. Trebuie să știm să avem grijă de ochii noștri și tocmai de aceea trebuie să vorbim despre programele de screening, care sunt foarte importante, dar în acest moment lipsesc cu desăvârșire. Ne vom lămuri astăzi ce este lumina albastră și dacă se face sau nu se face transplant de ochi, implant de ochi. Dar până atunci, doamna doctor, să începem cu începutul. Când venim la medicul oftalmolog? În funcție de vârsta la care ne aflăm, există niște criterii foarte simple de prezentare la oftalmolog. Vorbeam despre copii nou-născuți chiar, care sunt prezentați oftalmologului din prima clipă a nașterii, în cazul în care pediatrul, neonatologul, observă modificări ale structurii oculare sau despre copiii care sunt prematuri sau despre nou-născuți care au antecedente în familie legate de boli oculare serioase, gen glaucoame congenitale, glaucom primitiv cu un deschis sau boli ale retinei cu evoluție irreversibilă. În toate aceste situații, nou-născutul este prezentat oftalmologului. De-a lungul vieții, trebuie să ne prezentăm la oftalmolog de câte ori este nevoie pentru toate problemele oculare pe care le avem. Pentru că suntem tentați să venim doar când scade foarte mult acuitatea vizuală, de exemplu. Când nu ne ajunge mâna. Exact, exact. Este exact. Prea scurtă. Aceea este presbiopia și un fenomen natural. Numai că nu știm niciodată ce se ascunde în spatele simptomelor. Și de regulă, din păcate, în oftalmologie, simptomele cele mai simple, cele mai puțin alarmante, pot să fie cele mai grave. Nu avem un indicator care să ne spună că trebuie să ne prezentăm de urgență, de exemplu, dacă vedem niște fulgere în aria vizuală sau dacă vedem niște cercuri colorate în jurul becului. Ni se poate părea banal. Nu este banal. Pentru poate noi spunem că suntem obosiți, poate spunem că ne-am uitat în lumină prea mult. Exact. Pentru noi ca oftalmologi, aceste simptome sunt niște indicatori al unor boli foarte serioase. O deslipire de retină poate să aibă la bază aceste simptome sau un glaucom primitiv cu unghi închis poate să meargă cu această simptomatologie decât cercuri colorate în jurul becului, care, repet, pot să fie unice ca simptome, pot să fie însoțite de simptome minore, să nu doară în mod special, să nu fie un ochi intens roșu, dar aceste simptome trebuie să le cunoască oftalmologul, repet. Vă povesteam cum am depistat eu în urmă cu foarte mulți ani, că fiul meu, eu, mama mea a depistat, da, mergând cu el să aprindă o lumânărică și nu reușea să aprindă fitilul de la lumânare. Eu ca părinte nu mi-am dat seama. Este situația unui copil care nu merge la școală. Poate în momentul în care merge la școală își dă seama învățătoarea, educatoarea. Este bine ca înainte de a aduce copilul la școală, la preșcolarul mic, să-i facem un control oftalmologic? Eu aș zice că este obligatoriu și știți de ce? Pentru că ce nu știe foarte multă lume este aceea că vederea se consolidează numai în primii 9 ani de viață. Ceea ce se întâmplă după aceea este irreversibil. Deci noi vedem de fapt cu creierul. Legătura dintre creier și ochi se consolidează numai în această primă decadă de vârstă. Dacă, să zicem, un ochi este leneș, cu ghilimele de rigoare, el va rămâne leneș pentru că creierul nu mai percepe acea imagine, o anulează, imaginea aceea blurată. Și apare așa numită ambliopie, care poate în destinul unui tânăr să influențeze cariera, nu mai poate să fie, să facă parte din forțele armate sau din Ministerul de Interne, unde screening-ul este extrem de serios. Nu e cazul să ținem un copil până la vârsta școlară
fără să fie examinat de un oftalmolog. Deci până la 6 ani trebuie mers obligatoriu cu copilul, chiar dacă nu are niciun simptom, să-l vadă un medic oftalmolog. Dacă are ochișorul leneș, ce puteți să-i faceți ca să-l faceți mai hărnicuț? Există niște metode mai vechi și metode mai noi. Metodele mai vechi presupun acoperirea ochiului sănătos, ochiului bun, așa numită ocluzie, pe care mulți copii o refuză, dar care este cea mai eficientă, pentru că așa cum e o mână care se antrenează, așa va fi și ochiul care se antrenează. Practic, acoperiți ochiul hărnicuț ca să obligați ochiul leneș să lucreze mai... Dar imaginați-vă un copil de 3, 4, 5 ani care este obligat să stea cu un peci, pun un bandaj pe ochi. Nu e foarte fericit. Te joci cu el de apirație toată ziua. Exact, te joci cu el de apirație, dar nu e fericit pentru că nu vede bine. Știți? El știe că vede bine cu ochiul celălalt. Și mai există niște dispozitive electronice care sunt puse acum în circulație, care îl ajută să dezampliopizeze fără acel peci, pentru că au anumite programe, da? Care poate fi luat acasă și în mediul său copilul să dezvolte o vedere cât de cât normală. Dar cu siguranță lucrurile vor evolua și se vor întâmpla lucruri și mai bune pentru copiii aceștia cu ambliopie. Datoria părinților este să vină la medic, pentru că chiar dacă nu vede cu un ochi, dacă ochiul acela e normal, nu are strabism, nu are nicio modificare structurală, părintele nu va ști. Exact cum spuneți noastră. Da. Deci copilul avea ochii aliniați, frumoși. Nu ne-am dat seama. Eu sunt unul dintre părinții care nu au realizat că puiuțul nu vede corect. Și a trebuit cineva din afară să-l pună într-o situație cu totul și cu totul alta ca să ne dăm seama. Da. Înainte să trecem mai departe la viciile de refracție, putem trage o concluzie care sunt afecțiunile cel mai des diagnosticate la această primă vizită în cabinetul medicului oftalmolog? Cu siguranță, cel mai des diagnosticate sunt viciile de refracție. Miopia, hipermetropia, astigmatismul, dar nu vreau să nu subliniez altceva. Nu e vorba numai de ideea că nu va vedea bine, dar există afecțiuni ale copilului mic, ale sugarului, ale nou-născutului, care sunt irreversibile, precum retinoblastomul. Dacă nu facem o examinare corectă a acestui copil, această tumoră de temut. Deci este o tumoră. Da, poate să avanseze, să evolueze până în stadii foarte, foarte, cum să spun, absolut terifiante, pentru că se dezvoltă în interiorul ochiului, se dezvoltă după aceea în endocraniu și ajungem să fie nevoie de enucleație, să scoatem ochiul copilului, doar pentru că la un anumit moment părinții nu au observat un lucru simplu, că reflexul luminii roșii, da, este diferit de la un ochi la celălalt și că acolo, în ochiul respectiv, apare o zonă albă. Noi numim ochi de pisică amaurotic. Da? Deci cum ne putem da noi seama? Deci când facem poză. Când facem poză. Și nu avem reflex roșu, bilateral, simetric. Atunci trebuie să ne punem o problemă. De ce nu am reflex simetric bilateral? La un ochi nu mai am reflex roșu. Am o pată albă în locul pupilei. Dar știți că noi suntem tentați să desetăm din aparatele de fotografie. Deci este o prostie. Este bine să lăsăm măcar setările, măcar o dată, da, să vedem. Să vedem dacă deci, Academia Americană presupune, adică indică efectuarea acestor fotografii, nu neapărat de către părinte, de către un personal medical, tocmai în scopul de a vedea dacă există sau nu acest reflex roșu al retinei în spatele ochiului. Și este o metodă de screening pentru copiii preșcolari în Statele Unite. Acum îi rog pe părinții care se uită la această emisiune să pună mâna pe aparatul depozat, pe telefon, pe telefon, și să faceți o fotografie copilului dumneavoastră fără să desetați lumina roșie ca să vedeți că este totul în regulă. Da. Iată că am învățat un lucru esențial astăzi. Ce alte afecțiuni mai pot fi depistate la primul control? La primul control putem să vedem, o să vă spun o poveste. Am trebuit să merg în sala de naștere când a născut o doamnă al cărui soț era nevăzător, pentru că el avea glaucom congenital și neonatologul se temea că și copilul va avea glaucom congenital. Și a fost o încărcătură extrem de mare emoțională ca să vedem cum arată ochii copilului.
Am fost foarte fericiți că nu s-a întâmplat ca și copilul să moștenească, dar riscul era foarte mare. Deci putem să descoperim glaucom congenital chiar de la naștere. Putem să descoperim retinopatie de prematuritate. De aceea este program național de screening al retinopatiei de prematuritate. Foarte puține centre au însă mijloacele de tratament, laserul și injecțiile intravitreene pentru această boală teribilă. Dar care poate să fie stopată oprită. Și poate să fie oprită. În evoluție. Nu se poate vindeca tot, dar o putem opri din evoluție, exact cum se face cu glaucomul depistat la timp, poate să fie oprit din evoluție. Exact. Ați menționat viciile de refracție, rapid ne-ați spus care sunt, haideți să le detaliem. Viciile de refracție sunt miopia, hipermetropia și astigmatism, așa cum spuneam. Sunt vicii de refracție pe care trebuie să le depistăm foarte precoce, așa cum spuneați și dumneavoastră. Ce indicii putem să avem? Un copil miop preferă întotdeauna să se uite la obiectele apropiate, nu vede la distanță, nu este tentat să iasă afară să se joace cu ceilalți copii. Este un copil mai introvertit, da? Și până când îi putem determina acuitatea vizuală și refracția, părinții observă că își apropie foarte mult obiectele de ochi, da? Acesta e copilul miop. La hipermetrop lucrurile stau invers. Dacă e un hipermetrop mare, dar trebuie să vorbim că de gradele de hipermetropie și de miopie, simptomele sunt diferite în funcție de grad. Dar în principal, într-un caz nu vezi departe, într-un caz nu vezi aproape. Da. Sunt specifice vârstei? Adică știți că după ce treci de anumită vârstă, prietenii te pun să te uiți la primele cifre din CNP și spun, da, ce pretenții ai? Cum vrei tu să nu porți ochelari la 50 de ani? Nu, fiecare trebuie individualizat acest control. Fiecare trebuie să vină atunci când simte că e ceva în neregulă, când deja nu mai vede fie la aproape, fie la distanță. Pentru că evoluția refracției este de-a lungul întregii vieți. Nu vei avea plus 0,5 toată viața sau minus 0,5. De aceea controlele trebuie să fie periodice. Eu recomand să se facă la același medic, pentru că este foarte important să urmărești evoluția, să folosești același tip de aparat pentru refracție. Și mai este ceva, este foarte important ca în cazul miopilor, da, să ți se prezinte toate soluțiile terapeutice, da, pentru că miopia este o boală care, dacă este o formă severă, miopia forte, poate să antreneze niște modificări irreversibile la nivelul fundului de ochi și poate să ducă la deslipire de retină. Copiii și adulții cu miopie au un risc mare de decolare de retină. Vom vorbi despre toate opțiunile pe care le au după ce vom face puțin sport, măcar privind un antrenament sportiv, pentru că petrecem foarte mult timp la birou. Știu că ne spuneați la un moment dat că dacă stăm la birou măcar o dată la oră să facem puțină gimnastică cu ochii, exact așa putem face și puțină gimnastică cu tot corpul. Organismul nostru este făcut pentru mișcare, dar se pare că am uitat acest lucru și devenim pe zi ce trece tot mai sedentari. Și acest lucru se simte pe propria noastră piele. Dificultăți de respirație, tot felul de dureri musculare, de contracturi sau pur și simplu dureri cărora nu le găsim o explicație din punct de vedere medical. Am venit din nou la Vlad, bine te-am regăsit! Bine v-am regăsit și eu. Și pentru că noi stăm marea majoritate a timpului pe care îl petrecem la serviciu la un birou, în fața unui calculator, să începem cu câteva reguli de bază, cum anume să stăm la birou, astfel încât să nu mai apară dureri. Bun, propunerea mea este să învățăm să stăm corect la birou, dar totodată să și compensăm efectul acesta static pe care biroul sau statul la birou îl are asupra corpului, la aceste limitări de mișcare sau diferite retracții musculare, să combatem un pic partea asta de sedentarism, pentru că, exact cum ai spus și tu, corpul nostru este o mașinărie complexă și o mașinărie care ar trebui să fie fiabilă, dar corpul nostru are nevoie de foarte multă mișcare pentru a rămâne sănătos.
Trecem la treabă? Trecem la treabă și învățăm câteva chestii utile. Așa primul că... rând, cred că trebuie să învăț cum să stau pe scaun. Da, o să ne așezăm și o să vreau să te așezi cum... Uite, eu stau cam așa. Stai tu confortabil, bun. Un scaun care ne-ar ajuta foarte mult ar fi unul un pic mai ergonomic, care să ofere un pic de suport în zona lombară și în zona toracală ca mușchii să nu se supra-solicite. În momentul în care stăm în picioare, musculatura lucrează într-o anumită manieră. În momentul în care mă așez, curburile anatomice ale coloanei vertebrale se modifică puțin și lanțurile musculare lucrează într-o altă manieră, într-o manieră în care ajung să se supra-solicite. De asta noi la birou trebuie să avem grijă ca în perioada pe care noi o petrecem stând, să nu supra-solicităm musculatura. Și trebuie să avem... Să nu stăm picior peste picior, știind că sunt la tine, am evitat să pun picior exact peste picior. Să știi că treaba cu picior peste picior, eu folosesc diferite exerciții în care prepoziționez pacienții cu picior peste picior, dar într-o manieră terapeutică. De exemplu, dacă vreau să fac în același timp un exercițiu cât stau la birou, pot să pun piciorul în maniera asta. Și o să te rog să pui talpa aici și să-mi împingi ușor în genunchi. Da? Asta este un fel de exercițiu pe care pot să-l fac la birou ca să relaxez un pic șoldul. Da? Dar în momentul în care aș fi făcut asta, deja creez o asimetrie la nivelul șoldurilor. Mușchii nu mai lucrează cum trebuie, se tensionează și nu fac altceva decât să creez diferite tensiuni musculare care nu îmi fac bine. Așa, dar dacă vrem picior peste picior... Dacă vrem picior peste picior, stau câteva minute aici. Da? Schimb piciorul. După care schimb piciorul. Niciodată nu creăm asimetrie, creăm simetrie. Ce fac cu stângul, fac și cu dreptul. Dar cea mai confortabilă poziție pentru șolduri, am pregătit și o pernuță, este să îmi așez tălpile puțin mai ridicate, să ridic nivelul genunchiului puțin deasupra șoldului. Da? Asta ar fi cam cea mai potrivită poziție pentru șolduri și de aici, totodată, să vin în spate până simt că bazinul intră în spătarul scaunului. Acum este puțin mai dificil pentru că este aparatul de înregistrat și probabil poziția mea nu este tocmai cea mai corectă. Da. Dar să reținem că spatele trebuie să fie lipit de spătarul scaunului. Lipit de spătar, da? Și nivelul biroului să vină undeva la nivelul ăsta ca eu să pot să-mi susțin antebrațele, da? Pe el. Dacă este prea sus, umerii se supra-solicită, dacă este prea jos, o să am o tendință să mă cocoșez. Ceea ce facem, ceea ce facem în majoritatea așa, timpului. Exact, da. Exact. Dacă avem un scaun deci, ergonomic... Unghiul la 90 de grade, brațele. Da. Și biroul să fie cam pe acolo. Exact. Dacă am un scaun ergonomic, o să pot să îl reglez. Din înălțime. Da? La fel și poziția ecranului. Ea trebuie să permită nivelul cervicalului să fie paralel cu solul. Deci da? Nu țin capul, nu nici, țin așa, capul nici flectat, dar nici într-o extensie, să zic că stau aici. Și mă uit undeva. Ce am mai întâlnit eu în experiența mea? Sunt pacienți care lucrează la birou și poziționarea lor este undeva aici și capul este undeva aici. Aici este într-o rotație și este destul de vătămător și pentru coloana vertebrală și pentru cervical. Da, pot crea diferite tensiuni care să-mi dea dureri de cap, limitări articulare și așa mai departe. Există posibilitatea, dacă o perioadă lungă de timp stăm într-o poziție greșită, să ajungem să avem o cifoză, o lordoză sau o scolioză? Absolut. Ca adulți? Deci da. Nu este numai apanajul copiilor. Nu. Putem și noi. Absolut. Da, lucrurile astea sunt, să zicem, patologii dobândite. Nu ne naștem cu ele, dar ajungem să le dezvoltăm pe parcursul vieții, pentru că corpul se adaptează conform activităților pe care le avem. Da? Dacă sunt sportiv de performanță, corpul meu se modifică în direcția asta. Dacă sunt o persoană mai sedentară, corpul se modifică în direcția asta. Și noi trebuie să avem grijă de el ca adaptarea să fie una relativ sănătoasă, nu vicioasă.
Ați observat ce lucruri simple ne învață de fiecare dată, Vlad, lucruri pe care, cu siguranță, fiecare dintre noi le poate face într-o pauză scurtă la birou, exact așa cum putem să facem exerciții cu ochișorii noștri, să privim aproape, să privim departe, să privim la stânga, să privim la dreapta, să ne privim vârful nasului și așa mai departe. Da, doctor, mă seserăm cu opțiunile pe care le avem în cazul miopilor. În cazul miopilor, de exemplu, avem ca și părinți, să zicem că e vorba de un copil, câteva opțiuni pe care trebuie să le luăm în calcul, pentru că fiecare copil e cu personalitatea sa, fiecare copil e cu nevoile sale și atunci nu trebuie să ne oprim la portul lentilelor aeriene, adică ochelarilor. Sunt copii care fac sport, sunt copii care își doresc foarte mult să nu poarte ochelari. Există niște soluții pentru ei, chiar dacă sunt la început acele soluții. Sunt niște lentile speciale, nu pot să le zic firma, dar sunt niște lentile speciale create pentru a face copilul să încetinească ritmul miopiei și după un an și jumătate să stagneze acea miopie. Și se referă la pacienți cu miopii de până la minus 7, se referă la... Da, miopii așa, mari. Miopii destul de mari. Există altă variantă, de exemplu, aceea lentilelor de contact nocturne, care au funcția de a fi practic puse pe ochi doar noaptea, iar dimineața copilul nu va mai purta ochelari. Și aici este o realizare extraordinară pentru unii copii care nu-și doresc să poartă ochelari. Da, pentru că de regulă când te gândești la lentile de contact, te gândești că ți le pui dimineața și seara le pui cutiuță în lichid și acelea acum este sunt invers. Da. Acelea sunt altfel de lentile special create pentru ca ochiul să rămână în repaus în timpul nopții, iar ziua să nu mai fie nevoie de ochelari. Mai există încă o soluție, dar nu ne referim aici la copii, la soluția refractivă, la chirurgia laser, pe care o putem aplica numai după 25 de ani. Și numai cu dacă riscurile este necesară. Exact, și cu riscurile de rincoare, fiind o metodă invazivă. Dar progresul științei în domeniul oftalmologiei e atât de pregnant încât cu siguranță, mai devreme sau mai târziu, și aceasta va deveni o soluție foarte, foarte sigură. Vom discuta imediat despre tratamentele inovative în oftalmologie. Să nu uităm de astigmatism. În zona Oltenie, astigmatismul, să știți că este foarte frecvent. De ce? Genetic vorbind. Oamenii se sperie când aud de astigmatism pentru că sună cumva ciudat. Dar este un viciu de refracție care se corectează, ca și celelalte vicii de refracție, cu o corecție optică, fie lentile aeriene, fie lentile de contact, doar că sună un pic înspăimântător. Dar ce se întâmplă în astigmatism? Am înțeles, în miopie nu văd departe, în hipermetropie nu văd aproape. În astigmatism? În astigmatism, gândiți-vă că în mod fiziologic raza de lumină este focalizată pe retină într-un punct. În astigmatism nu este un punct, este o linie. Și da? Ce vede omul acela? Omul vede într-un anumit ax al vederii, vede deformat și blurat. Da? Deci vede deformat. Nu că nu vede departe, ax, nu că nu vede aproape, da. Într-un anumit ax vede da. Și blurat. Atunci eu îi corectez așezând lentila în axul respectiv. E o lentilă cilindrică, o lentilă specială, care în ziua de astăzi, să știți că se fabrică pe scară largă, nu mai este teama aceea, Doamne, am lentile cilindrice, nu o să mă pot adapta la ele. Se rezolvă într-un mod la fel de elegant ca și celelalte. Acum, într-adevăr, astigmatismul miopic, cel puțin, la un copil, poate să fie un semnal de alarmă. Pentru că există o boală care se numește keratoconus, pe care tot un oftalmolog trebuie să o identifice, în care cornea se deformează în zona centrală, se țuguiază, practic, nu mai este perfect sferică, da? Și evoluția acestei boli în lipsa tratamentului poate să ducă chiar la perforație corneană. Asta vă spun că noi oftalmologii găsim semne și simptome din care înțelegem semnalele de alarmă pe care le putem avea vis-a-vis de un pacient. Pacientul respectiv, să zicem că are un minus 2, da? Eu trebuie să-i depistez, nu e mare lucru, minus 2, nu? Dar să nu mai fie și altceva exact. Pe lângă acest minus 2. Exact, eu trebuie să văd dacă există sau nu acel astigmatism din keratoconus, dacă este un semnal de alarmă, dacă este boala respectivă, pentru că dacă eu
nu acționez, repet, dacă nu-i pun lentile dure, dacă nu fac ochi-ratoplastie, inelare, ceva, în fazele incipiente, în fazele avansate, omul riscă să pierdă cornea și transplantul de cornea este unul dintre cele mai traumatizante experiențe, una dintre cele mai traumatizante experiențe oftalmologice. Putem vorbi aici de tratamente inovative. Ce sunt acestea în oftalmologie și care sunt? Pentru că lucrurile au evoluat spectaculos în toate domeniile medicale. Dacă ar fi să încep cu cea mai mare inovație în oftalmologie, eu consider implantul de cristalin. Acum 25-30 de ani, singura posibilitate a unui pacient cu cataract era să poartă acei ochelari cu lentile foarte, foarte groase. Da? Acel plus 10, 12, ziceam 14. Noi fund de borcan. Exact, fundurile de borcan. Acum, implantarea in vivo a unui cristalin artificial a devenit un lucru absolut curent. Și pornind de la asta, îmbunătățirea vieții acestor pacienți este incomensurabilă. Pentru că nu mai sunt dependenți de ochelari, pentru că există lentile care anulează ochelarii și la distanță și la aproape, pentru că există cristalin cu filtru de protecție, artificial cu filtru de protecție pentru lumina ultravioletă. Și legat de asta, cea mai nouă tehnică este cea a laserului femtosecundă, care face ca incizia să fie de un milimetru, puțin peste un milimetru. Imaginați-vă un ochi. Și prin incizia aceea micuță de un milimetru se poate scoate cristalinul. Se poate scoate cristalinul și reintroduce cristalinul. Vă dați seama ce tehnologie. Pe vremuri trebuia să tai jumătate din cornee ca să poți să scoți cristalinul. Acum, incizia este de un milimetru. Sunt foarte multe, se zice că oftalmologia este cea mai ofertantă pentru cercetători, pentru că ochiul uman este cel mai complex organ alături de creier. De fapt, embriologic, el este legat de embriogeneza creierului. Este un analizator cu cele mai complexe, conexiuni. Oricum, cine a văzut fotografia unui copil în primele luni de evoluție, nu o să uite niciodată cum arată ochiul copilului, pentru că îți sare în ochi cât de mare și de frumos, da, este ochiul copilului. Vorbeam de alte inovații. Există la ora actuală cercetări în domeniul refracției, că vorbeam asta, care să presupună nanoparticule. Deci vă imaginați, e o tehnologie absolut, absolut complexă și copleșitoare. Particule care se instilează în ochi, se aplică după aceea laserul și așa dispare viciul de refracție. Există în loc de transplant de cornee, există așa numită cornee lichidă. Sună ca în un film. Da, exact. Deci se injectează o anumită structură în interior acolo și ea se comportă ca un fel de bandaj pentru cornea aceea. Ca un tratament regenerator. Practic se dă un refresh, un restart cornei se... Sau în bolile despre care noi învățam când eram rezidenți, învățam că nu există remediu, bolile acestea degenerative ale retinei, acum se face transplant de celule STEM. Vă imaginați? Așa cum se fac transplanturi de celule STEM pentru, nu știu, rejuvenare, pentru probleme articulare, nu vorbim de cazurile oncologice, unde și acolo se fac, și în cazul ochiului? În cazul ochiului se introduc aceste celule STEM subretinian ca ele să se transforme în acele celule retiniene care lipsesc, care sunt atrofiate în degenerescențele maculare, adică în boli în care pacienții, practic, nu mai au o speranță. Nu mai aveau o speranță. Pentru că acum iată exact. Dacă mai spunea și că se printează 3D. Vă spun că se printează 3D cornea la momentul actual în lumea asta. Și cercetătorii și din America și din Israel și din Germania, de peste tot, toate laboratoarele lucrează pentru îmbunătățirea calității vieții la cele mai mari provocări pe care le poate suferi omenirea la momentul actual.
Deci chiar putem spune că la un moment dat putem privi lumea cu alți ochi complet noi, dar care să fie ai noștri. Toate aceste proceduri despre care ne-ați vorbit și care spuneam că seamănă un pic așa scenariul SF, se pot face și în România? Din câte știu eu, încă nu. Încă nu. Noi dar vorbim? Avem șanse? Da, cu siguranță. Cu siguranță, și la noi? Cu siguranță. Cu siguranță, pentru că mai devreme sau mai târziu tehnologia ajunge și aici. Sunt, să știți că vreau să vă spun două vorbe despre un oftalmolog român de mare prestigiu, doctorul Baltă, care este un pionier al chirurgiei vitro-retiniene. El a operat de 20 de ani încoace, de 20 și ceva de ani încoace, operează retină. Operații foarte complicate, foarte solicitante și cu foarte mult succes. Și să știți că și inventa aparate și instrumente cu care să poată să facă față unei astfel de provocări. Își imagina ce ar putea să fie și unele dintre ele chiar au primit brevet, ca să înțelegeți că noi suntem într-o permanentă căutare și nu ne mulțumim cu ceea ce avem. Vrem mereu să avem mai mult, terapeutic vorbind. Terapeutică vorbind, este extraordinar că ne dorim și că facem toate demersurile să avem mai mult. Putem face un transplant de ochi? Bună întrebare. Ochiul în sine poate fi transplantat, doar că ochiul este legat de creier prin nerv optic și nu putem face încă, zic, transplant de nerv optic. Dar există o soluție de dată curentă, să știți, foarte nouă, ochiul bionic. S-a găsit o soluție astfel încât pacienți nevăzători care au nervul optic încă bun, dar retina complet distrusă, să vadă. Cum? Există un dispozitiv electronic care se implantează sub retină, sub retinian. În propriul ochi. În spatele ochiului, să zicem, da? Acesta preia niște imagini la o cameră care este fixată pe un ochelar, da? Și o transmite la creier. Imaginea o transmite la creier și așa omul respectiv reușește să vadă forme, poate să vadă contururi, nu vede ideal. Cum vedem noi. Da? Dar e suficient pentru el ca să se orienteze într-un mediu să poată să ducă o viață cât mai aproape de normal, chit că nu distinge culori, nuanțe, ci doar dar forme, vede obstacole. Umbre, obstacole. Da. Vede. Și vă dați seama că e o tehnologie foarte specială și foarte costisitoare, în care din 2018 a început să se dezvolte și foarte multe companii axate pe computere își doresc să-și aducă aportul aici, pentru că e fantastic de important asta. Așa cum există o bancă de celule STEM, o bancă de diferite organe, de la ochiul uman, ce se poate transplanta? Cornea. Noi de la ochiul uman întotdeauna putem transplanta, dar în anumite condiții. Clar. Dacă donatorul este, din punct de vedere biologic, apt, dacă cornea e indemnă, adică este clară, este curată, transplantul de cornea a salvat multe vieți, pentru că să nu uităm că un pacient cu tulburări severe de vedere e un pacient înclinat către depresie și către izolare. Și treaba noastră ca oftalmologi nu se termină în clipa în care ne terminăm treaba oftalmologică. Noi trebuie să oferim și suport pacienților noștri. Să știți că cel mai dureros este să oferi suport unor pacienți pentru care ai făcut tot ce ai putut și el a rămas totuși nevăzător. Există o bancă de cornea? Adică dacă cineva este de acord să doneze cornea unei persoane care a intrat în moarte clinică cerebrală, mai știu eu cum, se poate păstra până când se găsește? Da, dar în niște condiții absolut speciale. Și probabil pentru unii foarte mult timp. Da. Sunt niște cerințe teribile acolo, pentru că nu se poate contamina sub nicio formă. Riscă să se strice cornea la propriu. Dar este foarte important să se ia în calcul de către aparținător și varianta de a dona cornea pe lângă. Auzim tot timpul donator de ficat, donator de rinichi,
dar da. Foarte rar auzim donator de cornee. Știi, este o problemă, pentru că din punct de vedere al, cum să zic, din punct de vedere sentimental, ți-e greu să te gândești că nu mai are cornee cel care... cel drag ție care nu da, mai dar, este. Dar de aceeași măsură este fantastic să poți să redai vederea da, unui om cu siguranță. Care nu mai avea nicio speranță. Am vorbit foarte mult despre Boldana, doctor, dar întotdeauna în tableta de sănătate vreau să vorbim despre prevenție și automat ajungem la programe de screening. Există în oftalmologie? Da, există programele de screening pentru retinopatia de prematuritate. Și mi se pare esențial. Pentru copiii născuți prematuri. Da, pentru că la acești copii, dacă în primele două săptămâni nu sunt examinați și nu se identifică retinopatia de prematuritate, ei vor fi cu siguranță nevăzători. Deci nu există o boală mai agresivă decât această retinopatie de prematuritate, care apare în special la copiii în vârste gestaționale mici, care se nasc la puține săptămâni de viață. Dar spre lauda colegilor neonatologi și a oftalmopediatrilor care se ocupă, să știți că sunt și mulți care sunt salvați datorită acestor examinări, screeningului pe care îl desfășoară colegii mei. Am tot spus retinopatie. Practic, ce este această retinopatie? Retinopatia este boala retinei, retino și patie. Retinopatia de prematuritate este o boală determinată de non-maturarea retinei. Deci la un nou născut prematur nu este nimic maturat, nici măcar retina. Iar această retină nematurată, cu timpul, adică în câteva săptămâni sau în câteva luni, apar complicații, apare decolarea de retină, de exemplu, da? Apar complicații irreversibile. Care pot duce la pierderea vederii completă. Copilului viitor. Completă. Și atunci ce se poate face în urma acestui program de screening? Ok, l-ai depistat. Îl depistează și îl evaluează, îl stadializează. Dacă, în ce stadiu este, în funcție de stadiul în care este acea retinopatie de prematuritate, se adresează către spitalele care fac laser terapie. Sunt câteva, Institutul de Ocrotire al Mamei și Copilului, de exemplu, are pentru laser și pentru injecții intravitrene. După ce, gândiți-vă că este o întreagă tehnologie să trimiți un copil atât de mic într-un incubator la București, să-l aduci și după aceea să-l supraveghezi în continuare, pentru că lupta asta nu încetează. Este contra cronometru rău de tot. Exact. Și degeaba reușesc să salvez copilul și să fie ok dacă el rămâne nevăzător. Se zice că oxigenul în exces în incubatoare ar favoriza dezvoltarea acestei retinopatii de prematuritate. Alte programe de screening pentru glaucom, pentru cataractă? Nu. Nu există la ora actuală, din partea autorităților, vreo preocupare majoră legată de acest subiect. Și este foarte dureros, pentru că, până la urmă, aceste screening-uri nu numai că îmbunătățesc calitatea vieții unor oameni, dar iau și povara unor viitoare deficiențe majore de pe urmei statului. Deci noi putem să avem handicap vizual sau putem să nu-l avem. Ori avea un cetățean căruia îi plătești handicap vizual este extrem de costisitor, nu? Și atunci e mult mai ieftin, exact, și e mult mai ieftin să faci niște programe de screening, pentru că până la urmă nu-ți trebuie mare lucru. Programele de screening înseamnă niște aparate, da? Pe care trebuie să le plasezi într-un loc foarte populat, să faci un reclamă advertising, să spui veniți ei acolo. Ei partener da? De mass media, exact. Mobilizezi o administrație locală, autorități da, locale, exact. Preot, primar, ce mai exact. E de mobilizat. O campanie media bine făcută și bine exact. Gândită. Da? O tensiune intraoculară în cazul exact. Glaucomului exact. Care nu doare, că practic e un pufăici exact. Cu aer. Care... Sau o poză în cazul sau... retinopatiei exact. Diabetice, foarte important. Da? O poză, o simplă poză. O simplă iar poză asta, cu retinofoto, da. Iar asta înseamnă pentru stat, așa cum spuneați dumneavoastră, pe viitor costuri mult mai mici. Că vorbim exact. Despre acele ajutoare de handicap, că vorbim despre intervenții chirurgicale costisitoare și exact. O recuperare mai grea medicale. Din punct de vedere financiar și din punct de vedere da. Fizic pentru omul respectiv. Și un tratament care se ia o viață întreagă și se stopează în evoluție o afecțiune care ar putea
să ducă în timp la pierderea vederii. Screening-uri ar trebui să se facă, și am înțeles că sunt destul de simplu de făcut. Ar mai trebui pentru glaucom, pentru cataractă? Și pentru cataractă, desigur. Sau decât desigur, dar la cataractă paradoxul face ca oamenii să vină totuși, pentru că nu mai văd. La glaucom, candidații de la glaucom văd. Deci în stadii incipiente se reduce vederea periferică. Câmpul vizual, apar modificări ale câmpului vizual. Și până când sesizezi tu... Exact, și până când te doare ochiul, atunci e stadiul irreversibil. Deci sunt boli extrem de insidioase, așa niște dușmani extrem de perfizi ai vederii noastre, pe care nu îi putem găsi decât dacă te duci la un consult oftalmologic sau dacă faci un screening oftalmologic. Atenție! Altfel nu se poate. Cum este, apropo, mă întreba și de copii, ar trebui să fie screening în toate școlile pentru vicii de refracție, părerea mea. S-a dus copilul în clasa 1, cum aveam noi cabinetele școlare, când eram mici, unde ne duceau un colonas, ne întreba dacă vrem sau nu și ne făceau vaccinurile. Exact. Așa... Noi... Examenul oftalmologic nu este dureros. Nu este, exact. Așa ar trebui luați cei mici, încolonați, dus la cabinet unde chiar să fie la grădiniță, un fi aparat ideal. Și... Da. Spuneați asta perioada aceea, 3-6 ani, la preșcolari. Ca să putem să recuperăm vederea până în vârsta de 9 ani, degeaba mai facem după aceea. Și știți, sunt situații dramatice. Am avut copii care vreau să devină, să dea la școli militare și care n-au putut să dea la școlile militare pentru că aveau vicii de refracție care nu le permiteau asta. Nu treceau baremul de oftalmologie. Ce este lumina albastră? Lumina albastră este o parte a luminii spectrului vizibil care se găsește în toate structurile, toate elementele electronice pe care le folosim. În afară de faptul că se găsește în natură, în soare, se găsește în tableta pe care o folosim, în laptop, fără să știm de ea. Telefon, televizor, tot ce înseamnă orice. Chiar și în farurile mașinilor care sunt cu xenon și cu neon. Chiar și în faruri. Nu e un pericol prin faptul că există, pentru că este o lumină practic naturală. Prin expunerea îndelungată pe care noi o avem în fața acestor dispozitive. Gândiți-vă că ochiul uman nu este pregătit, nu are filtre naturale să stea ore în șir expus unei lumini cu o putere foarte mare. Face parte din spectrul vizibil, dar puterea este foarte mare. Este cea mai mare putere din tot spectrul vizibil. Da? Lungimea de undă e mică. Și partea proastă este că stilul nostru de viață ne ține foarte mult în acești ani în fața televizorului, laptopului, stăm cu nasul în telefon, acasă când ajungem dăm drumul la televizor, pornim laptopul, stăm și cu telefonul în mână și practic dacă nu e una, este cealaltă. Ar fi bine, doamna doctor, să venim la dumneavoastră și să ne facem o pereche de ochelari blank, fără nicio dioptrie, doar cu o peliculă anti-lumină albastră, cu filtru? Da, pentru că ceea ce afectează, în primul rând, un om care stă în fața dispozitivelor foarte mult, este ochiul. Deci îl afectează și din punct de vedere al tegumentului, al pielii. Îl afectează și din punct de vedere al somnului, al ritmului nictemeral. Pentru că dacă stai foarte mult în fața dispozitivului cu mai mult de 2 ore înainte de a te culca, poți să ai insomnie, oboseală cronică, fatigabilitate. Deci trebuie să fim un pic atenți cum folosim aceste dispozitive. Trebuie să luptăm cât putem ca ele să nu ne dăuneze mai mult decât să ne facă bine. Ce vreau să spun, există niște lentile cu protecție specială. Nu sunt lentilele acelea cu antireflex despre care știm toți. Nu, sunt niște lentile cu protecție specială fabricate cu niște filtre speciale. Deci nu este că dacă am așa un pic de peliculă pe ochelari, e rezolvată treaba. Nu. Deci nu e stratul antireflex, este lentila proiectată special pentru... Nu pot să dau nume, că sunt diverse firme. În momentul în care te duci la medicul oftalmolog, știe exact... Da. Ce se întâmplă dacă nu o folosim? În primul rând, e vorba de faptul că ne este afectată cornea, pentru că ne scade secreția lacrimală. Deci o să avem uscăciune și un disconfort ocular mare.
În al doilea rând, ne este afectat cristalinul. Putem să facem o cataractă mult mai precoce decât ar trebui să facem, o cataractă senilă la peste 60 de ani. Și în ultimul rând este afectată retina și apar niște leziuni degenerative, niște leziuni irreversibile, neîmbătrânire, ca să zic practic așa. Este afectat tot ochiul. Da, da. Dar asta pentru că este nenaturală. Și ochiul uman nu are mecanisme de protecție naturale, cum are în cristalin pentru ultraviolet. Dar dacă folosim acele lacrimi artificiale, când da. Stăm mult, ne ajută? Da, ne ajută și lacrimile. Măcar atât să facem pentru noi. Dar eu am frecvent copii care stau 8 ore în fața ecranului dispozitivelor. Copii de diverse vârste, care părinții disperați vin și îmi spun, doctor, stau 8 ore. Dar tu unde ești ca părinte? Da. Deci, și eu am întrebat cine l-a luat dispozitivul, dar da. Se pare că nu, e că un trend. Nu, că fără un dispozitiv la ora actuală nu mai poți să faci parte din colectivitate și societatea ta. Dar nimic nu te împiedică pe tine ca părinte să-i faci un program de joacă, pentru că înainte făceai program de lecție, acum am ajuns să le facem program de joacă. Putem lua vitamine? Putem să luăm și vitamine. Vitamine A, vitamina A, vitamina D sunt esențiale pentru sănătatea ochiului. Le dăm și vitamine, dar dacă... Beta-carotene, morcovei? Da. Și... Sau e o poveste? Nu, chiar e adevărat. Deci chiar e adevărat, numai cantitatea ar trebui să fie foarte mare ca să luăm din morcovie atâta vitamina A. Deci vitamina A, vitamina D? Da, cele mai importante. Da. Există... Dar nu le luăm fără recomandarea medicului? Nu, și știți de ce? Sunt tentații să dăm suplimentele astea nutritive, așa le numim noi, vitaminele astea, să le dăm la oricine. Uite, eu, de exemplu, la pacienții mei cu diabet, am o oarecare reticență. Știți de ce? Le fac poftă de mâncare. Ori eu, când am un pacient cu diabet, nu-mi doresc în mod special să le dau așa ceva, pentru că nu vreau să le întrețin apetitul. Și nu vreau să încheiem întâlnirea noastră de astăzi, tocmai pentru că am ajuns la capitolul vitamine, suplimente alimentare, suplimente nutritive. Sunt milioane de reclame la televizor, exact cum în ultima perioadă sunt foarte multe reclame la intervenții chirurgicale la nivelul ochiului. Cum ne alegem medicul oftalmolog? Să știți că asta a fost întrebarea pe care mi-am pus-o eu unor paciente aseară, știind că voi veni aici, cum au ales medicul oftalmolog. Și mi-au explicat că întotdeauna se uită la abilitățile medicului respectiv. Dacă este operator de cataractă, fiind vorba de un pacient cu cataractă, dacă este vorba de un, cum e cazul meu, un om care face laser în retinopatia diabetică, dacă este un oftalmopediatru pentru copii. Și foarte important, au spus că este recomandarea prietenilor, experiențele anterioare. Știți? Asta au spus. Chiar am fost curioasă să aflu, nu cunoșteam pacienții și mi-au spus. Ești să uită să vadă experiența și gradul de dotare al cabinetului. Foarte important. Înainte de a-mi spune colegii că este urgență să ieșim din emisie, care este urgența numărul 1 în oftalmologie? Urgența numărul 1 în oftalmologie, decolarea de retină, zic eu. Decolarea de retină în momentul în care avem un simptom sau simțim ceva, trebuie să mergem în urgența spitalului. Și care ar fi simptomul? Sunt acele fulgere care înseamnă tracțiune pe retină, miodezeopțiile care înseamnă muște volante și în faze avansate o perdea care ne coboară pe ochi. Nu stăm niciodată acasă cu așa ceva. Deci în momentul în care începem să vedem ceva ce nu ar trebui să vedem, să mergem de urgență la doctor. Poate să fie și durerea? Un semn, durerea la nivelul ochiului? Știți care e paradoxul? Urgențele majore sunt cele tăcute. Ochiul roșu dureros, care înseamnă conjunctivită, înseamnă corp străin, cornen, înseamnă chiratită, nu este, sau chiar și glaucom, nu este atât de periculos ca un ochi alb, nedureros, care pierde vederea. Care vede muște. Da. Care vede muște, fulgere. Exact, și are senzația normală, vizual. Un sfat? Un sfat pe care îl dau tuturor este acela de a verifica întotdeauna statusul ocular, de a ști ce dioptrie ai, ce tensiune oculară ai și cum arată fundul tău de ochi. E ca și cum ai vrea să știi grupa ta de sânge.
Și toate astea le poți afla doar dacă mergi la oftalmolog într-o vizită în cabinetul medicului oftalmolog. Să nu vă fie frică de această primă vizită, puteți afla lucruri extrem de interesante despre sănătatea dumneavoastră, nu numai despre sănătatea ochiului, ci despre sănătatea întregului organism. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, aveți grijă de dumneavoastră și de cei pe care îi iubiți și bucurați-vă de viață și de tot ce vă oferă ea în fiecare zi.